La Sfântul Gheorghe, după 20 de minute echilibrate, însă destul de modeste, gazdele au avut primele șanse de gol, dar portarul celor de la CSU Craiova, Piliaceli, s-a descurcat și la lovitura de cap a lui Dumiter și imediat la mingea trimisă periculos de coechipierul Marius Constantin, aproape de autogol. La cealaltă poartă, Ivan, scăpat singur în minutul 36, a șutat imprecis și, în ultimul minut, Mitra a reușit deschiderea scorului pentru Sepsi, reluând cu capul de lângă Aca, peste Piliacelii. În partea a doua a fost parcă și mai puțină inspirație pe teren, ambele echipe construind greu și privind cu speranță spre arbitrul Marcel Bârsan, care însă a lăsat jocul să continue și în minutul 48, când gazdele au solicitat penalti pentru intervenția lui Banco asupra lui Eder Gonzales, și în minutul 88, când a fost rândul craiovenilor să acuze că Tudorie, bine servit de Ivan, a fost călcat în careu de Mitrea. Iar ultimul minut a aparținut, ca și în prima repriză, gazdelor. Petrila a primit de la Golovca, a preluat, a driblat și a șutat pentru Sepsi CSU Craiova 2-0, rezultat care diminuează serios șansele oltenilor la titlu.